Cheia este cât de mult s-au maturizat în raport cu pandemia, în raport cu virusul. Vedeți, virusul a evoluat. Într-un an și ceva, virusul s-a transformat. Din prima formă s-a făcut virusul britanic, s-a făcut virusul brazilian, sud-african, acum indian. Virusul evoluează. Și atunci mă întreb, evoluăm și noi odată cu el? Adică în anul ăsta și ceva de pandemie, oamenii s-au maturizat suficient? Au învățat suficient din ce li s-a întâmplat? Au evoluat ca atitudine față de virus? Pentru că dacă nu reușesc să ții pasul cu virusul, dacă noi nu evoluăm, indiferent de asemenea au evoluat produsele oamenilor de știință, da? Au produs aceste vaccinuri. Există și un tratament în clipa de față, e adevărat, e scump, nu e foarte utilizat, dar și acolo s-au făcut niște progrese până la acel cocktail de medicamente. Trebuie să evoluăm și noi. Odată cu medicina, cu oamenii de știință și odată cu virusul, trebuie să evoluăm și noi, simpli cetățeni. Dacă nu evoluăm, dacă rămânem pe loc, atunci, cu toate eforturile care se fac, virusul va fi mereu cu un pas înaintea noastră. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.